Asta trebuie să fac un sportiv, că mă gândesc la un ruibist sau la un luptător de MMA la 120 de kilograme, dacă se apucă de noi pe stradă, nu scăpăm. Bun, v-ați gândit vreodată să vă lăsați? Acum, nu. Deci mergem, nu se discută. Există vreo, doamne, cum am ajuns, știi, să întrebăm la niște fete de 15 ani când e vârsta pensionării, că tu ai zis, deci se merge cât duce motorașul. Da. Nu există că ne lăsăm, că ne... Da. Aveți colege mai mari? Da. Deci mergeți... Și mai mici și de orice vârstă avem. Dar chiar pe chindelele când vin, voi vă aduceți aminte cum era și voi, nu la început? Da. La 6 ani nici nu puteam să mergem prea bine în picioare. Și cu toate astea ele vin. Da. Bine, nu e de mirare din moment ce și voi. Vă gândiți cum ați fost voi acum? Da, și noi suntem niște antrenoare pentru ele și e foarte frumos. Adică putem să dăm spiritul nostru de luptătoare și la următoarea generație. Da, pentru că asta e între pe fotbaliștii. Te-a luat cineva sub aripă și după aia tu când ai devenit la 30 ceva de ani, pe cine ai luat sub aripă? Deci voi aveți niște fetițe mici, da? Da. De care aveți grijă cum ar veni. Da. Dar chiar de voi a avut cineva grijă? Adică voi când ați intrat în sală, a existat cineva mai mare? Da, pentru că, cum am spus, Kempo este o familie și când am intrat în sală, cei mai mari au venit, ne-au învățat, ne-au arătat ce să facem, nu ne-au lăsat singure. Am înțeles. Adică n-ați fost într-un colțișor acolo, te m-au mai venit și... Chiar ne-au luat, au încercat să ne ajute să ne integrăm cât mai repede, nu ne-au lăsat singure. Dar voi ați venit în același timp? Nu. Eu am venit la 6 ani, dar eu am 14 ani și a venit cu un an înaintea mea. Da. Tu dai examen anul ăsta? Nu, l-am dat. L-ai dat. Ah, bun, deci a scăpat, sănătate, la revedere. Chiar suntem în același liceu. Da? Pe același profil, probabil aceeași clasă, deci e bine, ne cunoaștem acolo. Aveți grijă, băieți, da? Mare grijă. Aveți cum vă comportați. Că, da, frumos, duce flori la școală, bomboane când e cazul. Ați avut vreodată probleme? Nu. Nu, niciodată. Păi... Cum a spus și Mirela, băieții păstrează distanța, dar niciodată n-am avut probleme. Păi după ce, uite, o imagine, adică, da, să stăm liniștiți, să ne vedem, să ne vedem, dar nu. Alte sporturi vă pasionează acum? Bun, n-aveți timp să le practicați. Nu știu, să mergem să jucăm basket, să mergem să... Mie îmi place foarte mult basketul, da? Dar nu prea am timp să-l fac, dar îmi place foarte mult basketul. La televizor vă uitați? La alte sporturi? Da, da. Eu, de exemplu, am mai cochetat ceva timp cu notul, dar nu de performanță. Am făcut ca să învăț să not și eventual să reușesc să mă mai și înalț. Du-mă, mă, la sport, că să mai înalță. Vezi, numai vorbe din astea bătrânești. Sporturile de contact nu sunt pentru fete. Ce căutați voi așa? Du-o, mamă, la un sport să mai înalțe. Da. Și, de asemenea, a doua mea pasiune, pe lângă Kempo, este escalada. Tu sigur ești fata de acolo? Deci la cum vorbești așa, tu sigur ești de acolo? Adică nu e altcineva. 100%. Deci not escaladă, dar apoi intrăm în cușcă și batem, învingem campioana mondială în titră, cum ar veni, nu? Da. Desigur tu ești. 100%. Am înțeles. Dacă... Aoleu, la picior ce-am pățit? M-am accidentat în finală. Aoleu. Am dat de o lovitură. Aici acum... Da. Am dat o lovitură. Prea tare. Da. Și mi s-a învinețit puțin piciorul, dar acum sunt în regulă. Ați avut probleme de sănătate în sensul ăsta? Doamne ferește, și nici să n-aveți. Nicio problemă. Bun. Ăsta e cel mai important, să nu ne accidentăm. Că dacă ne accidentăm... Și cum faceți asta? Încercăm cu putință să nu... Da. Să avem grijă de... Bine, e inevitabil să nu ne accidentăm, dar noi facem tot posibilul să nu facem asta. V-a fost greu, de exemplu, la început, cu echipamentele, cu costumația, cu asta? Adică, hai să ne gândim așa, la fotbal intri în orice supermarket, găsești o minge, o pereche de ghete și așa mai departe. Pentru pregătirea voastră, când ați început, voi existau lucrurile astea? Bun, o să spui, păi ce, ne trebuie un tricou și un... trebuie niște mănuși, trebuie... Nu e chiar așa, adică, înțelegeți ce spun, la fotbal sau la un basket, intri în primul magazin, mărimea mea... Nu cred că am avut probleme. N-ați avut probleme din astea? Probleme, nu, adică am găsit de unde să ne luăm echipament. Așa cum spuneam, începuse să... Voi, de exemplu, când vorbiți cu colegele, cu prietenele voastre, nu colege, le spuneți cât de frumos e sportul ăsta? Da. Adică sunteți ca un fel de ambasadori? Bun, ele vă văd, știu că ați venit cu medalie de aur de la un campionat mondial, punct, aici nu mai avem ce să mai discutăm, dar, băi, fetelor... Eu chiar le spun, atât lor cât și
colegilor, le povestesc de Kempo și câțiva dintre ei chiar au venit la antrenamente să vadă cum este. Foarte tare au venit, da? Da. Ia haide, mă, că mergem și noi să... Da. Da? I-am instigat toți prietenii să vină la Kempo. Chiar i-am adică de la mine, de la casă, i-am chemat pe toți. Bine, când văd și rezultatele, sincer, e mai ușor să-i aduci. Unde, mă, că te chinui de 10 ani, n-ai niciun rezultat, da. Știi, te duci acolo doar așa, dar... Bine, poți să-l practici și de plăcere, nu trebuie neapărat să vii. Dar în momentul în care știi că prietena ta, colega ta, vine cu niște medalii de aur și de argint, și eu m-aș duce. Și au venit acolo să vadă despre ce-i treabă. Așa petrece și mai mult timp împreună, chiar dacă nu am eu timp să ies cu ele la mall sau oriunde altceva, așa petrecem și mai mult timp. Dacă mergem la antrenament, ne ducem amândouă sau... Și ele n-au teamă că e un sport violent sau ceva? Nu, n-au nicio frică. N-au nicio... Nu. Am chiar îmi spun că se uită la meciuri și le place. Acum întreb eu și că voi nu puteți să, adică puteți să răspundeți, dar mai greu așa. Acum sunt răutăcios. Au venit gimnaști, au venit canotori, au venit înotători, care au luat ca și voi medalii și au fost așteptați la aeroport. Pe voi de câte ori v-a așteptat cineva? O medalie de aur și cu una de argint. Pe noi ne așteptam familia. Da, asta. Și asta e cel mai important, că avem familia aproape și mereu familia, ne susțin. Familia, prietenii. Da, ați vrea să vă să aștepte cineva de acolo sau vă lasă... Vă dați seama că ne-am dorit și noi să ne aștepte cu un buchet de flori. Bine, nu neapărat cu un buchet de flori, dar măcar să ne dea mâna și să-i spună felicitări. Ne-ați făcut țara mândră. Sau... Vă dați seama că dorința mea cea mai mare este să... cânte imnul României pe cele mai înalte drepte ale podiumului. Da. Corect și asta. Vedeți, uitați cum gândesc niște fete de 15 ani care ar fi vrut și ele să... Ar fi fost foarte frumos. Adică, cumva... Se dacă... știe de medalia asta. N-ați luat-o într-o seară și... Și n-am luat-o pe ascuns. Și pe ascuns. Da. Știi? Deci de medalii se știu și de... Și cu toate astea, în afară de familie... Și prieteni. Și prieteni. Bine. Uitați, știți ce mi-a spus Alina Dumitru, judoca noastră? A zis așa, când am venit de la Olimpiada, unde, de la Jocurile Olimpice, unde am luat titlul olimpic, titlul suprem, că mai sus de atât nu exista, am venit în aeroport. În notul era dimineață. Și stătea o fetiță acolo, o fetiță mică așa cu un carton, pe care scrie Alina Dumitru. A zis, pentru mine a fost la fel de important ca titlul olimpic. A zis, pe fetița aia n-a obligat-o nimeni să vină în aeroport să ține. Pur și simplu văzuse la televizor sau ceva, da? Nu era neam, nu era rudă, nu era din familie. Venise și a zis, pentru mine a contat enorm că însemna că un copil, poate erau, nu știu, sute, zeci, dar pe care ea nu le văzuse, înseamnă că un copil a fost atras de sportul respectiv. Și mă gândesc că și la voi, exact cum spuneți, în momentul când vii cu o medalie, când vezi pozele astea și așa mai departe, poți să atragi și alți copii, pentru că la 14-15 ani, chiar și cu medalie de aur, tot copii suntem. Da. Mm-hmm. Și atunci ar putea să mai vină domnul Amato, mai are unde să primească? Are. Da, adică, are. Adică dacă vin cât mai mulți, doamna din dreapta cine este? Antrenoarea noastră. Da, antrenoarea, doamna Sanda? Da. Ah, gata. Deci aveți și antrenoare și... Da, ea ne antrenează dânsa și sensei doar stă în colțul nostru. Ia uite. Sensei este alături de noi la concursurile de afară, la competițiile cele mai grele, stă în colț, ne îndrumă.